Luli. Mulțumim, tată. Toții, ieri m-am uitat la televizor la cei trei ursuleți și papi a alunecat pe o banană, iar Coco s-a speriat. A fost așa de amuzant. Cei trei ursuleți? Ce mai e și asta? De ce? Este povestea lui papi și a ursuleților lui. Mai e și Coco și măgărușul și cu toții au o groază de aventuri. Îmi pare rău, Țichi. Nu mă uit la desene pentru copii mici. Cum? Dar ieri te uitai la televizor la cei trei ursuleți, nu? Nu te uitai? Eu? Nu e adevărat. Mă uitam la altceva. Nu urmăresc desenele tale. Dar, toții... Toții, tu ești sigură că nu te uitai la cei trei ursuleți? Da, foarte. Ești sigură că ieri nu te uitai la ele? Țichi, de câte ori trebuie să-ți spun? Nu mă uit deloc la desenele alea caragioase. Dar ieri te-am văzut uitându-te la desene. N-ai văzut nimic. Tată! Țichi, unde tata te duci? Stai! Tata! Stai! Tata! Soție spune că nu s-a uitat la cei trei ursuleți și minte, sigur minte! Tati, ascultă-mă! Nu e adevărat! Eu nu mă uit la cei trei ursuleți! Țichi, poate că sora ta nu se uita la acele desene. Dar a văzut-o, tati, se uita la ele în camera tati, ta. Tati, nu mă uitam. Când am deschis televizorul, erau desenele alea. Dar am luat telecomanda și am schimbat imediat pe alt canal. Tuții, dacă te-ai uitat la ele, nu trebuie să-ți fie rușine că te-ai uitat, să știi. Cei trei ursuleți sunt desene foarte educative. Dar nu mă uit la ele, tati! Sunt desene pentru copii mici! Toții, poate m-am înșelat. Poate nu te uitai la desenele mele preferate. Poate ar trebui să vezi atunci cei trei ursuleți. Chiar și tata se uită câteodată. E foarte, foarte amuzant, așa. Uite, într-un episod, papi ursulețul a uitat unde locuiește și s-a dus la ursulica Mimi ca să-i ceară ajutorul, dar nici ea nu știa. Așa că au mers la Coco, la măgăruș. Dar nici măgărușul nu știa, nimeni nu știa, nici... Ai încurcat episoadele, nu e adevărat! Mai întâi s-a dus la Coco, care era acasă, dar pregătea o prăjitură, așa că nu putea să-l ajute. Papi s-a dus după aceea la Simi ursulețul, care s-a oferit să-l ajute, dar a greșit adresa și s-a dus la el... S-a dus la altcineva. Și de asta nu putea să intre. Da. Așa că a deschis fereastra. Nu putea să intre în casă. În timp ce se uita pe fereastră.